Că e vorba de o accentare mai serioasă, mai gravă. Intră Takayuki Seto în locul său, 28 de ani pentru mijlocașul japonez. Kehinde Fatai îl găsește pe Enake. Enake trage, Enake, gol! Gol! Astra Giurgiu, Gabriel Enake face 1-0 din minutul 37. Exact ce spuneam mai devreme. Sunt spații în apărarea celor de la Slovan. Astra are jucători capabili să speculeze asemenea situații. L-am lăudat pentru Enache, am spus că a fost activ, la fel ca și Constantin Budescu. Dur. Execută Dubec și primi în gol. 1-1, reușita lui Șural. Avertizam la începutul partidei, spuneam, Australii trebuie să fie atenți la fazele fixe. Ceva mai devreme a fost ocazia lui Pimpara, acum vine și acest gol marcat de Șural. Din nou slab marcajul, de fapt inexistent, nu a stat nimeni lângă Șural. Prins între doi adversari, îi pasează lui Leishman. Acesta centrează, minge respinsă, nu foarte departe. 2-1 pentru Slovan Liberec. Două goluri marcate în finalul reprizei de formația din Cehia. Respins cu capul Oros, dar nu a putut să trimită într-o altă zonă, să trimită mai puternic. Obrocnic îl învinge și el pe Silviu Lung Junior și Slovan Liberec o conduce pe Astra Giurgiu cu 2-1. Poate că i-am lăudat prea devreme. Lege o pasă la Budescu. Budescu simulează șutul. Rus, gol! Gol Astra, 2-2, abia introdus pe teren Laurențiu Rus, marchează, superbă această pasă, această combinație mai bine spus, pasa lui Budescu, o minge lăsată de Takayuki, iată, o minge lăsată pentru apariția lui Laurențiu Rus, care finalizează fără cusur. Contribuție importantă a lui Budescu la ambele goluri. Una peste alta, un meci bun, o prestație consistentă, aș zice, a lui Budescu. Și acum, Astra. Finalizare pe capitanul Astrei, William de Amorim. Astra se joacă practic cu adversarul său. Bucarii s-a dat, ar fi bine să și marcheze totuși echipa noastră. Golul 3. Bucarii culcă portarul. Da, asta așteptam. Golul 3. Golul victoriei pentru Astra Giurgiu. Bucarii s-a dat. Inspirația lui Daniel Isăilă, aici combinație scurtă cu William de Amorin. Spuneam, Astra s-a jucat în ultimele minute cu Slovan, o echipă prăbușită, ca în curtea școlii, înscrie Bucari, s-a dat o fentă din gleznă, îl culcă pe Hroșu și apoi înscrie simplu. Vorbeam de inspirația lui Daniel Isăilă, două rezerve au marcat în această seară, este vorba de Laurențiu Rus și...